Conform tradiției noastre, care anul acesta va împlini 80 de ani de existență, Colegiul Agricol, pentru anul școlar 2022-2023, a cuprins în oferta educațională specializări din domeniul agriculturii, respectiv tehnician în agroturism și tehnician veterinar, în industria alimentară, în protecția mediului, în domeniul economic, unde pe lângă specializarea de tehnician în activități economice, am introdus anul acesta specializarea de tehnician în achiziții și contractări, o profesie care cred eu că este din ce în ce mai importantă pentru orice agent economic. Iar la școala profesională avem specializarea brutar patiser, preparator produse făinoase. Începând din anul școlar 2022-2023, la Colegiul Agricol Traian Săvulescu avem o specializare nouă, tehnician în achiziții și contractări specifică domeniului comerț. La această specializare veți avea oportunitatea să deprindeți tehnici de negociere, de comunicare, tehnici și competențe în științe și tehnologii și să întocmiți documente administrative specifice domeniului economic. Vă așteptăm cu drag la Colegiul Agricol Traian Săvulescu să studiem împreună. Dacă ești la început de drum și te întrebi spre ce domeniu ar trebui să te îndrepți, iar contabilitatea este una dintre opțiunile tale, probabil deja ți-ai pus întrebarea, este o meserie de viitor? Nu ar trebui să-ți faci griji că meseria de contabil va dispărea peste noapte și vei rămâne fără loc de muncă. Mereu va fi nevoie de contabil. Printre atribuțiile contabilului se numără câteva aspecte foarte importante și indispensabile într-o firmă precum evidența salariilor, plata impozitelor, statele de plată și întocmirea diverselor documente. Agricultura este o ramură de bază a economiei naționale, asigurând atât hrana populației, cât și hrana animalelor. Agricultura este o alegere care vă garantează o profesie. Presupune mai întâi un mod de viață și mai apoi o afacere de succes. De 80 de ani de când există Colegiul Agricol Traian Săvulescu, este singura unitate școlară agricolă din țară care și-au păstrat aceleași domenii și specializări de calificare profesională. Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș are o specializare cu totul și cu totul deosebită, extrem de căutată astăzi pe piața forței de muncă, și anume cea de tehnician veterinar. La Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș pregătim elevi pentru a deveni tehnicieni în industria alimentară și tehnicieni în analiza produselor alimentare. Aici elevii învață despre procesarea alimentelor, mai exact despre transformarea materiilor prime din industria laptelui, industria cărnii și altele în produse finite de calitate superioară. Încurajez elevii să aleagă acest profil deoarece le dezvoltă foarte mult capacitatea de gândire, de analiză și de studiu a lumii înconjurătoare. Consider că această specializare permite elevilor să își formeze un comportament responsabil față de protecția mediului și să aibă un stil de viață sănătos. La școala profesională avem calificarea brutar, patiser, preparator, produse făinoase, unde se fac 3 ani. La această calificare avem și o bursă profesională de 200 de lei lunar. Practica sau stagiile de pregătire practică se realizează atât la noi la școală, cât și la agenții parteneri. Dacă vă încântă ideea de a deveni un brutar conștiincios, un patiser foarte bun, vă așteptăm cu drag la Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș. Fă ceea ce-ți place cu adevărat și nu vei munci nici o zi din viața ta!